picantă înapoi, până la urmă pierd. Iată Sibieni, duel corp la corp. Da, nu e fault aici. Și contraatacul Sibiului cu Balaure, care reușește până la urmă să scoate pentru Paraschiv. Paraschiv îi returnează în care fi reușit să înscrie el. Asta denotă mult spirit de echipă sau un spirit de echipă pronunțat la Sibiu. Ce seară pentru Silviu Balaure. Protestează jucătorii Farului, se verifică la VAR dacă a fost fault la acea intervenție asupra lui Pitu. Dinainte acestui contraatac, mie mi s-a părut un duel corp la corp. Superb acțiunea de contraatac, simplu de altfel pare fotbalul câteodată. Contraatac care seamănă puțin cu ceea ce realiza Gică Hagi și cu echipierii săi în Statele Unite. Se duce să vadă Bogdan Dumitrache. Mie nu mi s-a părut fault. Să vedem cum va judeca faza, pentru că mie nu mi s-a părut fault. Mi s-a părut în duel corp la corp. E adevărat destul de tare. Dar haideți să vedem. Bogdan Dumitrache, spuneam, un arbitru fără experiență. Haideți să vedem. Aici, iată, și ambea tacă mingea. S-ar putea să fie fault. Foarte greu de pronunțat, dar nu mi se pare. Mie unul nu mi se pare faul, dar rămâne la interpretarea arbitrului. Grameni se poate interpreta că este împiedicat să joace mingea, dar nu avea mingea sub control. Este gol valabil. Decizie importantă pe care o ia Bogdan Dumitrache. Și bravo lui, pentru că a avut curajul să ia această decizie. E o fază foarte interpretabilă. A contat foarte mult că jucătorul Farului nu avea mingea sub control.